Bună, Balanță, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 9-15 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn Zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Balanțe, o săptămână cu tensiuni, dar și o, ten și o săptămână cu rezolvări. Vezi că apar niște situații tensionate legate de modul în care tu ești apreciat în relația de iubire sau apar tensiuni în relația cu persoana iubită. Pentru cei singuri, din nou apare această criză, criză existențială, ca să-i spun așa, legată de această parte, iar cei care aveți copii, la fel, vedeți că apar niște cheltuieli sau apar niște tensiuni acolo nu vă simțiți băgați în seamă sau nu vă simțiți suficient de mult iubiți. Pe de altă parte, simțiți voi acolo vântul schimbării, doar că, nu știu cum să vă spun, iar că e nevoie să închideți ceva. Da? Cei care aveți afaceri, la fel, vedeți că ori vă vin idei geniale, dar nu prea merg introduse în situația în care sunteți, pentru că trebuie să mai faceți puțină curățenie. Tot în această săptămână avem și aspecte pozitive, și anume, vezi că ai o susținere foarte, foarte mare din partea unei persoane din familie pentru a rezolva ceva legat de niște bani de sau de o moștenire. Unii dintre voi aflați niște secrete care vă vor ajuta foarte, foarte mult pe a rezolva axa aceasta a valorilor. Da? Pentru voi, dar este și ceva benefic legat de o casă, de o moștenire, de o sumă de bani, ceva legat de o bancă. Uh, sunt niște discuții pe care le reiei cu cineva din familie sau niște discuții pe care, pe care le reiei cu o persoană din trecutul tău. Însă, pentru alții, vedeți că este. Uh, o săptămână în care intuiția vă ajută foarte, foarte mult. Unii poate chiar reluați legătura cu o persoană foarte apropiată din străinătate. Apoi, uh, ai uh, în această săptămână un noroc absolut fantastic pe tot ce ține de contracte, asocieri, parteneriate, și ai un noroc magic în relațiile de iubire. Chiar dacă am spus eu că apar tensiuni totuși există rezolvare și vei avea parte de închideri bruște de contracte, relații, asocieri, nu știu, sau auzi în jurul tău căsătorii care se destramă, oameni care se despart, uh, oameni care își dau demisia, dar alții, vedeți că este o săptămână în care e ca și cum sunteți în săptămâna oarbă. Da? Deodată, așa spuneți, gata, m-am hotărât, uh, mă căsătoresc sau gata, m-am hotărât, hai să avem acea discuție că stăm degeaba. Da. E acel involt pe care îl ai, acel curaj care o să te ajute mult, dar care vine cu tensiuni pentru persoanele născute în primele zile de balanță. Da? Acolo apar tensiuni, ce să facem. Partea bună a lucrurilor este că uh, se rezolvă ceva ca prin magie, ceva foarte, foarte brusc, poate chiar legat de un proces, ceva legat de niște acte pentru alții dintre voi. Apoi, uh, se simt deja acele tensiuni legate de prieteni, legate de planurile tale de viitor. Atenție, puțin acolo! Uh, pentru că. Să spun așa, uh, sunt niște lucruri care trebuie încheiate, da, poate sunt niște probleme în casă sau sunt niște probleme vechi care tot te țin acolo în loc. Pot fi persoane, poate să fie o situație în care tu te afli, poate să fie o casă, un teren, e ceva acolo ce te ține în loc și rămâi surprins în această săptămână că într-o fracțiune de secundă se rezolvă lucrurile și rămâi și tu mirat, nu a nu apuci să-ți să dai seama cum anume s-au rezolvat. Tot în această săptămână, Marte iese din retrogradare în semnul gemenilor și de aici te ajută mult mai mult pe zona aceasta de străinătate, studii înalte, spiritualitate, deci ai foarte multă susținere. Hai să vedem acum și mesaje din partea uh, arhanghelilor, ce trebuie tu să știi. Hai să vedem. Ce trebuie tu să știi pentru această săptămână? Care sunt mesajele? Wow! Mesajul este din partea Arhanghelului, Metatron. Mesajul pentru tine este Revelarea lui Dumnezeu în Universul Ființei Umane. Așa cum am spus, în această perioadă poți avea parte de o Revelație, poți avea parte de. Un moment în care îți vine o idee absolut genială. Numerele importante sunt: 4, 2, 6, 42. Arhanghelul Metatron este cel care te ghidează, așa cum am spus, cel care te ajută în această săptămână, și este cel care îți transmite următoarele. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu te ajut să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu. Te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Vezi că este o săptămână în care mesajele pe care tu le arunci în univers sunt mult mai rapid ascultate și mai ales dacă este vorba despre relații, la modul general vorbit. Ok, hai să vedem și tarotul ce îți transmite pentru această săptămână. Ce trebuie tu să știi? Care sunt mesajele? Ok, și se pare că a început citirea pentru tine. La baza pachetului avem nebunul foarte frumos, o săptămână cu surprize foarte mari pentru tine, foarte mult curaj pe care cineva îl are în jurul tău. Uite, curaj de a te elibera dintr-o situație toxică, diavolul o legătură cu un Capricorn. Pentru unii este vorba de o situație veche din care reușiți să vă eliberați ca prin magie. Pe de altă parte, poate să fie și uh, o acțiune neașteptată, surprinzătoare, pe care cineva o face în viața ta. Poate pentru alții un copil, iarăși poate avea un rol foarte, foarte important în această săptămână. Faietonul avem aici care este cartea racului? Deci, o legătură cu această zodie, dar, pe de altă parte, cartea vorbește despre o mutare, despre o relocare, o schimbare, un drum pe care tu îl faci împreună cu cineva, dar și despre un eveniment neașteptat legat de o mașină sau un eveniment neașteptat legat de un drum. E ca o eliberare. În mintea ta, justiția. Foarte frumos, este cartea ta în tarot. E clar aici că în această săptămână reușești să rezolvi ceva important legat de acte, hârtii, documente, ceva legat de un, cot, de un contract. Poate ai mai multe drumuri de făcut uh, spre niște instituții publice, dar văd aici că ai o gândire foarte limpede în această săptămână. Vei lua decizii foarte importante, foarte bune. Următorul mesaj, în inima ta, 3 de spade. 3 de spade vorbește despre o supărare care poate avea legătură cu cineva din familie, cu un copil, cu persoana iubită, cu un prieten, cu cineva dracție. Este un moment în care ți se cere să te ierți și să ierzi ceva anume. La baza manifestărilor tale, 10 de cupe. Pot fi evenimente importante care se petrec pentru tine în familie sau într-un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Văd aici că tu ai un ideal, în sfârșit ai găsit un echilibru, ai găsit o soluție, doar că unii este posibil să nu apucați să o puneți în practică pentru că o să vă treziți cu niște surprize din partea clienților, din partea. Uh, persoanelor cu care voi sunteți asociați da? sau chiar, nu știu, uh, poate să fie așa cum am spus și ceva legat ori de o cerere în căsătorie, ori de o decizie care se ia referitor la, la zona aceasta. 10 de pământ în exterior, din nou, familia este foarte importantă pentru tine, văd o adunare de oameni, o ședință la care mergi sau niște prieteni pe care tu i-ai aproape. O săptămână foarte bună pentru tine în care ți se cere foarte, foarte clar aici. Să te deschizi da, pentru că apar noutăți, apoi cavalerul de bâte foarte interesant. În plan personal, cineva se simte foarte atras de tine, se simte bine. Mai văd faptul că ai legătură cu cineva care. Nu este foarte serios. Ori este o persoană adolescentină, adică este o persoană mai uh, jovială, mai uh, neserioasă, să spun așa. Este cineva căruia îi place foarte mult să trăiască viața, să se simtă energic. Foarte interesant aici. Cineva vine și te ajută, cineva sare în ajutorul tău. Ultima carte, Spânzuratul, avem aici, o legătură cu Zodia Pești. În plan profesional, vezi că apare un oarecare blocaj, o pauză, o problemă de sănătate a unei persoane, dar este clar o situație în care cineva trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Sau este cineva aici care se află într-un blocaj temporar, da? Cineva pleacă de la muncă, un coleg, nu știu, câteva zile, are niște probleme. Uh, pentru alții, chiar uh, este un moment în care cineva se arată în fața ta, fix așa cum este. Dragilor, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Vă îmbrățișez cu drag, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodi, la previziunile pentru luna ianuarie, pentru că mai urmează o lună nouă pentru voi care chiar să petrece pe casa dragostei de care chiar vreau să vorbesc. Și ce să vă zic, abonați-vă, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, aceste funcții sunt gratuite pentru toți și astfel sunteți primii care aflați atunci când mai apare câte un videoclip. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă!